13 clerici din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au primit astăzi hirotesia într-un duhovnic. Slujba a fost tăvășită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, în paraclisul reședinței arhiepiscopale, unde sunt păstrate în această perioadă cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, i-a felicitat pe tinerii duhovnici pentru promovarea examenului și i-a îndemnat ca în misiunea care le este încredințată să fie precum tatăl amintit de Sfânta Evanghelie în duminica ce tocmai a trecut. Vă felicităm, părinților, mai întâi pentru că ați reușit să luați examenul de duhovnicie. A fost o comisie serioasă, oameni duhovnicești și vă felicităm că ați biruit acest examen. Recomandarea mea ar fi ca în slujirea de duhovnici să vă comportați ca niște părinți. În sprijinul și în ușurarea lucrării duhovnicești am alcătuit acest îndreptat de spovedanie care nu exclude celălalt în îndreptare de spovedanie. Fiți asemenea Părintelui din pilda Iului Risipitor și faceți în așa fel încât primiți-vă pe fii duhovnicești ca niște părinți, iar canonul rânduit să fie făcut de cei care îl primesc cu drag ca pe o recunoaștere a iertării voastre. Preoții care au fost hirotesiți într-un duhovnic au primit din partea anal preasfinției sale câte un molit felnic, o cruce de binecuvântare și câte un exemplar al cărții. Îndreptar de spovedanie, 86 de tipologii, volum semnat de părintele arhiepiscop. Lucrarea oferă posibilitatea duhovnicilor, mai ales celor tineri, să facă o radiografie completă celor care vin să se spovedească și care doresc să împlinească taina mărturisirii cu seriozitate, arată ierarhul în paginile cărții. Astăzi, cei care au promovat examenul de duhovnicie au fost hirotesiți de către chiriarhul nostru, în altfel Sfințitul Părintei Calinic, ca și duhovnici. Au primit pe lângă cruce și molitfernicul cu învățăturile Sfinților Părinți care se i ajute în misiunea cu care merg în parohiile lor, dar în același timp au primit și un îndreptar de spovedanie alcătuit de către în Sfințitul nostru, Părinte Calinic, actualizat și care le este un real folos pentru vremurile în care trăim. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. Astăzi Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Calinic a hierotesit în vrednicia de duhovnici mai mulți preoți care au fost rânduiți la parohiile lor, dar care n-au avut uh, duhovnicia. Pentru credincioșii noștri care poate nu sunt întotdeauna familiarizați cu învățătura noastră ortodoxă, atunci când un preot este trimis la o parohie, el este mai întâi hirotonit în treapta sau ascultarea de preot, dar uh, slujirea lui nu este de plină dacă nu este și duhovnic. Am fost hirotesit în de duhovnic în urma promovării examenului de duhovnicie, un examen din care am avut foarte multe de învățat. Un examen care ne-a provocat să înțelegem problemele concrete cu care ne vom lovi în momentul în care vom spovedi. A fost un examen cu o comisie formată din oameni duhovnicești, cu experiență duhovnicească de la care am învățat foarte multe lucruri. A, am învățat în primul rând și mergem probabil toți cei care am fost astăzi hirotesiți în această misiune cu gândul că scaunul de spovedanie nu este o instanță de judecată. Este o instanță a iubirii, este o instanță a primirii, nu este nici măcar o instanță, este un mod de a crea o relație personală, de dragoste, între tine și ucenic, între ucenic și Dumnezeu și între voi trei împreună. Astăzi, după cum ne-a spus și în alt preasfințitul Calinic, noi trebuie să păstrăm acea atitudine de părinte față de fiii noștri duhovnicești. Atitudinile pe care mi doresc să o împărtășesc și eu fiilor mei duhovnicești pe care îi voi avea și în același timp îmi doresc ca ei să crească cât mai mult în Hristos. Interviul pentru hirotesia într-o duhovnic a celor 14 clerici a avut loc luni 4 martie. Din comisia de examen au făcut parte preasfințitul părinte episcop vicar Damaschin Dorneanul, consilier din cadrul eparhiei și protopopi din arhiepiscopie.